Primul lot de vaccinuri Pfizer-BioNTech va ajunge astăzi în țară. Informația a fost confirmată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale după ce președintele Maia Sandu a făcut un anunț similar pe rețelele de socializare. Potrivit autorității în sănătate, e vorba de 24.570 de doze care vor fi livrate până la sfârșitul zilei. Vaccinul american este furnizat gratuit prin intermediul platformei COVAX. Tot astăzi, președintele Maia Sandu a scris pe pagina sa de Facebook că până la sfârșitul lunii martie, Moldova va mai primi 46.000 de doze de vaccin tot prin intermediul platformei COVAX și 50.000 de doze sub formă de ajutor umanitar din România. Ministerul Sănătății deocamdată nu poate spune despre ce fel de vaccinuri este vorba.